fiți atenți, facem așa. Victor. A domnul și Cristina. Ia spune-mi și mie, că te-am văzut astăzi discutând despre Maria și Marinescu. Ce părere ai tu despre faptul că ei s-au împăcat? Du-te lângă aia, du-te lângă aia. Nu pot să-mi dau 100% cu părerea, dar din câte am observat eu, Marinescu încearcă să-și demonstreze sentimentele, dar nu cu adevărat. Pot să-l ajut și eu, domnișoara Cristina? Ajută-l, da. Că, Victor, tu ești un băiat foarte sensibil, frate, și da. țin neapărat să te ajut aici. Ieri când s-au dus la baie acolo, tu ai fost unul dintre cei mai revoltați oameni care a ieșit afară. Eu nu, pot, eu nu da, sunt ca voi. Eu nu suport falsitatea asta. Eu nu vă înțeleg cât de fals sunteți, domnișoara Cristina. Hai că l-ajut! Victor, ieșind din fire și nu mai puteai acolo. Acum ce se întâmplă cu tine? Tu ești rezervat, mă, Victor? Păi dacă primă subiecte, că nu te nimeni în cap. Stai liniștit, dacă te-a făcut Maria Dântege, nu se întâmplă nimic, n-are nimeni nicio putere aici. Stai liniștit. Zi-vă, Victorie, frate. Alexandru e singurul care e frică să-și dea cu părerea. Dar tu fii, frate, direct. Da. Într-adevăr are Andrei dreptate când am văzut că Maria pleacă și merge după Marinescu. Adică eu am fost cel mai revoltat în sensul că mi s-a părut că se joacă cu el. Adică merge după el intenționat doar ca să-l, nu știu, ca să-l, nu știu, să-l prostească sau nu știu ce vrea să facă. Oameni buni, voi sunteți falși rău, eu nu pot să mai stau cu voi aici, nu înțeleg de unde a ta falsitate, așa? Asta au fost cuvintele tale, Victor. Eu nu sunt ca voi, eu nu mai pot să stau cu voi aici. Cum îl dai după gheață, cum îl ajuns tu? Da, într-adevăr, am zis că sunt falși ieri. Și ai rămas la aceeași părere? Nu neapărat. Da, mă, cum mă nu? Mă, nu știu sigur dacă e aceeași părere, nu știu ce vor să facă ei acum, vreau să văd. Vreau să văd. Vreau să văd în timp dacă într-adevăr mi se confirmă ce am spus eu. Da, Victor, bine. Stai și observă și vei trage tu concluzii în final. 100%, domnul Șarchise, și o să vă anunț. Mulțumesc. Anunță-ne, Victor. Auzi, da, fetele ce-au cu tine? Că am auzit că te-au cam criticat. Cel puțin Adelina. Adelina, nu știu ce vrea să zică, prin faptul că eu nu m-aș întreține sau nu aș avea grijă de mine, dar în schimb... Adelina are o relație acasă, așa că nu știu ce treabă are, dacă eu mă îngrijesc sau nu mă îngrijesc. Așa că tragi din gură, Adelino. Îmi cer să mă lua de Victor. Am fost întrebată dacă am aceeași părere despre el, am spus că da, e aceeași părere, cred că e un da, și după te-ai schimbat. La nu, final. Am spus că e aceeași părere, asta cred despre tine, nu trebuie să îmi placi sau să nu-mi placi și dacă am iubit sau nu. Ți-am spus tu ca om... Mi se pare că ești un bărbat neîngrijit și atât. Nu da, cum ai tras da, și eu am încercat să-ți demonstrez că nu e așa. Cristina, că eu am încercat să-ți demonstrez că nu e așa. Stai puțin, Victor, că încerc să descoper cum a tras Adelina această concluzie, că e important. Da, adevărat. Cum? Am mai spus de foarte multe ori și mă simt prost acum că mi s-a tras atenția că încerc să-l umilesc sau înjosesc că am spus chestia asta. Nu știu, și când a intrat în casă, felul în care a pupat fetele, felul în care a... pe obraz pe Mariana. Am mai văzut și anumite aspecte fizice la el, cum ar fi în legătură cu unghiile lui, dar nu vreau să mai spun. Ia arată-mi unghiile. Arată-mi și mie unghiile, Victor. Da, spune-te așa, Cristina. Ia arată-mi și mie unghiile. Ia. Ești curat, domnișoară Cristina. Sau unghiile băiatului Adelina. Dar n-a spus că le are zilnic. Eu când am văzut că mi-au spus și băieții și fetele, am spus că dacă văd o singură dată, mie mi-e de ajuns. Eu accept o părere proastă, nu spun că nu accept o părere proastă, dar eu știu cine sunt și ceea ce fac eu, așa că accept într-adevăr părerea ei, care nu este bună. Nu e problemă că și tu mi-ai spus că îmi trece trenul printre picioare și mai multe chestii, odată adică suntem chit. Odată ce tu m-ai atacat, te-am atacat și eu. Da, dar eu ți-am spus părerea asta în față, tu ai spus-o fetelor și fetele au venit și mi-au spus față. Mie. Ai venit înainte și m-ai provocat de zis că nu-ți place de mie ca să vezi cum reacționez. Asta e toată faza. Bun. Perfect. Da, Marinescu, tu n-ai ratat astăzi ocazia de a-i plăti polița lui Victor întrebându-l. Ce mai știi despre copiii tăi? De ce ai vrut să fii răutăcios? N-am fost răutăcios, domnișoara Cristina. Bă, am vrut un pic să fac o glumiță cu el, pentru că am crezut domnișoara Cristina. Ce? Ai vrut să ai un dialog cu mine? Da, am vrut să am un dialog cu tine și ți-l ofeream cu cel mai mare drag, dar până în punctul în care ai spus că da, dar voi faceți pentru cuplul unii vă împăcați, da, păi voi este... da, dacă așa acum, am considerat și acum te aud aici respectiv. Că mă faci și fals. Dacă așa am considerat eu, asta e părerea mea, okay. Trebuie să o accept. Ok, dacă tu ai părerea aceasta, eu nu mai am de ce să spun ție anumite aspecte, să te fac să înțelegi că nu este așa, din moment ce am încercat în nenumărate rânduri și cu persoanele care au aceeași părere ca tine, să le spun treaba asta. Îmi pare rău, n-am cum. Păi da, tu încerci să te exprimi, dar nu-ți iese.
pentru că toți vedem acest lucru. N-ai cum să te prefaci atâta timp. Te prefaci cam prea mult și asta e toată ideea. Da, Andrei. Prin afirmațiile lui Marinescu acum mi-a dat dreptate în tot ce susțineam eu în trecut, că Marinescu, chiar așa a spus, Victor, eu zădeam, purtam discuția asta cu tine cu mare drag, dar a început să spui despre mine că suntem falși și că facem teatru. Adică Marinescu, dacă vorbești cu el și nu ești de acord că el s-a uitat în el, se urcă în cap, domnișoara Cristina, chiar el a confirmat acum. Adică Victor, ți-l zădeam cu mare drag, dar când începi să spui lucrurile astea, gata, cum ne-ai terminat. Avem acolo la intrare aici, în... În platou avem bodyguard, poți să fii paznicul lui, înțeles? Să stai, că așa, ca și poți să fii și acolo, că văd că ești în emisiune, ești paznic după mine. Orice chestie pe care o zic, tu stai. În platou aici mai avem și oameni care umblă pe la baie, mai schimbă hârtia, mai schimbă alea, du-te pe acolo, că e un post pentru tine, cred. Bravo ție. Până atunci du-te tu să vezi dacă mai ești hârtie. Victor! Da, domnișoara Cristina. Mai știi ceva despre acea domnișoară care afirma că are ceva copii cu tine? Nu știu nimic, mie nu mi-a scris nimeni domnișoara Cristina și odată ce nu a vorbit nimeni și nu a zis nimeni nimic, eu nu știu. E posibil să fie falsă persoana respectivă. Nu te-a mai căutat nimeni? Da, pe mine nu m-a căutat nimeni, domnișoara Cristina. Da, m-a căutat pe mine cineva și mi-a transmis niște informații despre Aurora. Despre Aurora? Eu nu știu dacă sunt reale sau nu, dar o să vorbesc cu ea și o să o întreb. Da, vă ascult, abia aștept. Da, Aurora, lucrurile stau în felul următor. Am fost contactați, iar cineva ne-a transmis cum că tu ai avea o relație acasă. Niciodată în viață, domnișoara Cristina, nu există așa ceva. Dar e normal, dar trebuie să apară ceva să dea în mine cineva. De ce ai plâns atunci când a fost o piesă romantică? Ai, Victor! Păi exprimă-te, zi! Pentru că unii și oameni mai trăiesc și Alex anumite este curios, melodii! Și Alex mai este Victor. Curios de reacția ta și de ce ai ieșit afară. Măi, Victor, mie mi-ești drag, dar spun sincer. Păi și mie mi-ești drag, mi-am zis că nu mi-ești drag, dar vreau să știm. Vrem să știm, vrem să știm, Aurora, reacția ta. Ascultă-mă. Spune. Unele persoane mai și trăiesc melodiile. Păi se pare că nu ai trecut peste din moment ce te-au stâlnit emoțiile. De ale mele personale, care nu niciodată n-am să le aduc eu la televizor, că nu și-au rostul, n-am de ce. Și mă manifest. Ce ai vrea? Nu sunt de piatră. Este posibil să mai ții la fostul tău. N-are nicio treabă, nu există. Actual. Da. Noi am primit un mesaj în care ni se spune așa. Aurora are o relație de foarte mulți ani cu un domn care este căsătorit și care are și copii acasă. Patronul clubului este iubitul ei, are undeva în jur de 40 de ani. Ai relație acasă și stai ca o pupăză aici, țineți gura închisă. Auzi, Aurora, fii atentă, că ai răspuns așa repede, parcă pregătisei răspuns. Nu pregătisem, că și eu am primit niște mesaje, amenințări de la anumite grupuri, că au aflat că eu am intrat în casă și că dacă eu nu voi spune ce se întâmplă în casă, mă amenință cu aceste lucruri care eu mă gândeam că se vor aduce în casă. Spune tu despre ce este vorba. Dar nu știu dacă e despre despre același lucru. Deci lucrurile stau în felul următor. Noi am primit un mesaj în care ni se spune așa. Aurora are o relație de foarte mulți ani cu un domn de aproape 40 de ani care este căsătorit și care are și copii acasă. Da, exact același mesaj l-am primit și eu, domnișoara Cristina. Vreau să lămuresc acest lucru și să leagă toată lumea, ca nu cumva după aia să-mi sară toată lumea în cap. E un timp... Ia lăsați-o în pace! Deci, eu am și afirmat, e un timpul liber, dansam la anumite evenimente și dansez în continuare. Da. Și voi avea în octombrie în același restaurant unde despre acest domn despre care se vorbea. Îi pup și îi salut și pe el și pe soția lui în acest moment. Ideea este în felul următor. Domnișoara Cristina, atât timp cât pe mine lumea mă acuză de anumite lucruri și nu au probe, vreau să văd și eu probe. Eu pot să-mi sun în momentul de față și oricând la orice oră fostul iubit, cu care eu mergeam în acel restaurant, domnișoara Cristina, oricând aveam eveniment. Și eu mă înțeleg foarte bine atât cu patronul de la acel restaurant, cât și cu nevasta lui. Domnișoara Cristina, n-am nimic de ascuns. Lumea... Hai să vă spun, atât timp cât ești dansatoare și intri într-un restaurant sau patronul acelui restaurant te cheamă să dansezi în restaurant, gata, se interpretează că mă înțelegeți dumneavoastră undeva, da? Uite, fii atent. Nicio treabă, domnișoara Cristina. Bun, hai să citesc în continuare, să-ți spun despre ce este vorba. Cel mai fascinant este că
Soția acestui domn era prietenă foarte apropiată cu Aurora. Cu mine nu. Deci vorbim și acum și la ora asta noi vorbim, adică m-a întrebat cum sunt, dacă am ajuns bine, adică domnișoara Cristina, e normal, eu cu acești oameni colaborez, adică eu merg la evenimente, ei mă cheamă, ei m-au chemat, eu nici măcar nu dansam înainte, domnișoara Cristina, eu mergeam în pub-uri, în discoteci cu prietenele mele și acolo veniseră ei și mi-au spus, mă, Aurora, dar nouă ne place cum dansezi și avem nevoie de dansatoare la evenimente, la anunț, la botezuri, dacă... Da, bineînțeles. Și am acceptat domnișoara Cristina, e normal, adică de ce să nu accept atât timp cât prietenul meu a fost de acord și venea cu mine la fiecare eveniment, nu văd care ar fi problema domnișoara Cristina. Prietenul adică... tău sau soțul? Bun, hai să citesc tot mesajul, hai să-ți transmit, după care Alex. Tu spui tot ce ai de spus. Mesajul continua în felul următor. Cel mai fascinant este că soția acestui domn era prietenă foarte apropiată și a fost cea care i-a dat de muncă în localul în care cei doi... Și desfășurau activitatea respectiv domnul și doamna aveau localul respectiv. Drept mulțumire i-a furat bărbatul. Soția o roagă de ani de zile să îl lase. Nu există așa ceva. Ea nu îl lasă, ba mai mult, Aurora spune că el nu o lasă pe ea. Că ce? Nu, eu am primit altfel mesajul, domnișoara Cristina. În mesaj mi se spunea El își dorește cu ardoare ca Aurora se întoarcă acasă și că soția o roagă să lase... Domnișoara Cristina, sunt niște aberații și niște prostii, să mă ferească bunul Dumnezeu. Eu vorbisem și cu mami la un moment dat despre treaba asta și am spus, măi mami, mi se pare, eu mă așteptam ca cu orice să dea în mine, orice persoană din Saragossa care pe mine, unde am stat, eu nu mă suportă, să dea cu anumite chestii în mine. Dar pe mine nu mă interesează, domnișoara Cristina, cine mă cunoaște, știe cine sunt. Eu dacă ei doresc cu adevărat, eu le dau papucii mei, să umble în papucii mei, să vadă dacă după mai au aceeași părere. Să umble pe unde am umblat eu, să treacă prin ce am trecut eu și după aia să văd dacă mai au aceeași părere. Deci nu există posibilitatea să ne trezim cu un domn de 40 de ani căsătorit cu copii acasă să vină să stea. Eventual să vă sune și să vă spună, să vă spună că nu e adevărat și să se lucrească situația, dar eu nu vreau să-i implic pe acești oameni în această emisiune, că n-au nicio treabă, sunt niște oameni la locul nici lor. Eu, doamne ferește. Aurora, dar nu are cum omul să te sune din momentul în care este cu nevasta, că se pare băi, că... Băi, omule, amândoi, n-am spus doar unul ce aia, toată razna. Băi, omule, eu pot să-mi sun fostul prieten, venea cu mine la fiecare eveniment, îl cunoaște pe patronul de acolo, ce aia, la cap. Spune-mi așa, doamna respectivă și domnul, știu că tu ai venit aici? Nu știu dacă știu, că eu nu păstrez legătura. Ei m-au anunțat că voi avea un eveniment și am și vorbit cu domnii la care voi dansa la nunta lor și mi-au spus, te rog eu frumos, dacă cumva o să rămâi până în perioada respectivă, să nu cumva să nu vii la eveniment. Domnișoara Cristina, eu dacă aș fi avut odată ceva cu acel om sau cu... Termină-mă până acum. Mă înțelegeți? Da, da, da. M-ar mai chema să dansez la evenimente, adică e la mintea cocoșului, domnișoara Cristina. Cum ar putea o persoană, în momentul în care eu, dacă aș fi avut vreodată vreo treabă cu bărbatul respectiv, să mă cheme la eveniment sau să-mi spună vină la eveniment sau vezi că ai eveniment în octombrie sau așa mai departe? Da, e foarte bine că am lămurit. Domnișoara Cristina, dar vreau și să spun ceva, că eu nu mai pot. Eu când am dormit cu ea în prima seară în cameră, mie mi-a spus chestiile astea și ea mi-a spus exact ce a spus dumneavoastră acum. Patronul clubului este iubitul ei, are undeva în jur de 40 de ani. Dumnezeu. Ea era în conflict. Ea era în conflict cu nevasta domnului. Mă jur că ea mi-a spus mie chestiile astea acasă în prima seară. Domnișoara Cristina, și mi-a spus mai multe chestii, iar domnul știe că ea este. Nu, domnișoara Cristina, nu e adevărat. Eu am spus că fostul meu iubit. Dar eu ți-am spus, ți-am zis. Le-am spus și fetelor înainte să se afle mesajul ăsta, așa că nu minți, stai liniștit. Doamne ferește, el venea cu mine la evenimente și eu în momentul în care i-am spus lui că voi veni în această emisiune, el mă va debloca și mă va căuta nu, și așa mai departe. Și i-am spus că el era foarte patronul clubului. Nu e adevărat. Da. Adelino, nu minți, măcar ai bun simț. Dar recunoaște că mi-ai spus în casă. Păi fate, dar nu ți-am spus. Ba da! Nu, le-am spus și fetelor. Măi, Adelina, una e ce înțelegi tu sau probabil chiar ea e fata care le-a trimis. Nu e adevărat. Chiar Adelina, domnișoara Cristina, a inventat așa înflorit. Având în vedere că de când am intrat în casa asta, una într-una m-a atacat, probabil chiar ea e fata care s-a dus și a vorbit de ea. Am spus altceva ce am dat. Dar eu pot să spun mai multe chestii despre tine și să vezi că sunt adevărat. Problema ei, domnișoara Cristina, eu ți-am spus, fii atent aici, una e ce eu povestesc cu tine și ceea ce eu îți spun și una e cum vrei tu să le înflorești. Mi-ai spus chestii și de viața ta în vină cu acel domn. Băi, fată, tu ești conștientă că eu pot să-l spun pe fostul meu prieten acum să te contrazică. Tu ești conștientă de treaba asta?
Nu, tu ești conștient eu de că pot să spun chestii din viața ta intimă. Vorbești prost la faza eu asta. Pot să spun chestii vorbești din viața ta intimă cu acel domn și o să vezi că așa e vorbești pentru că tu mi l-ai spus. Vorbești prost și dacă eu sunt acum fostul meu prieten, fostul tău prieten e domnul ăla care are treaba ta. Ascultă-mă, eu n-am nimic de ascuns, n-am venit aici să mint, am o relație cum ai făcut tu. Nu, nu, tu mi le-ai spus. Despre ce vorbim? Eu în momentul în care mi se va aduce o acuzație și probe, eu o să plec acum jos. Tu, în schimb, ai relația acasă și stai ca o pupăză aici. Țineți gura închisă. Eu nu sunt ca o pupăză, am zis că plec vorbi post la adresa mea, că s-ar putea să... Ascultă ce... Tu până la limite, n-ai cum tu vreodată în viața ta. De ce te-ai zis dacă nu-i așa? Ai mai făcut treaba asta și ala altă ieri. Tu ai mai făcut treaba asta odată, Adelina, cu chestiile astea din cameră. Eu am recunoscut ce lucruri despre mine. Dacă vrei să spui adevărul, spune adevărul așa cum ține. Păi așa e, așa tu mi-ai spus că gurița ta. Asta nu suport. Ai inventat că am spus despre asta. Am înregistrat când ai spus că nu suport pe Mariana. Lasă-mă. Dar tu ai spus și ai spus și de Andrei. Că ai vorbit ăla din Dorobanzi. Ai spus ăla din Dorobanzi. De unde? Nici nu știu unde stai. Eu știu că sunt Berce, nu sunt Dorobanzi. Nu zice mie de nebună Dorobanzi. Ascultă-mă, ascultă-mă. Păi nu, că așa e și satisfacție. Poți să tu mi-ai spus mai multe treaba asta. Ți se spune Aurica? Ți se spune Aurica? Ai lucrat în câmp în Spania? Ai lucrat în câmp? Da, Mișara, Cristina, sunt foarte lor. Despre ce vorbim? Băi, fată, băi, fată, eu am avut... Tu mi l-ai spus cu gurița ta? Ce-a domnul? Băi, eu am avut... Domnișoara Cristina, vi se păi pare așa e! Pune asta? Da. Eu cred că nu vom ajunge nicăieri cu astfel de discuții, dar clar adevărul va ieși la iveală până abia la final. Sper că acest deci lucru se va întâmpla mâine pentru că astea și le 8 ore s-au încheiat. Dar n-are cum să faceți așa. Pentru ce? Ea care vine și are relații și stă aici ca o pupăză și are relații acasă. Vine și dă în mine, are probe, vine și vorbește aiurea. Tu acum ai venit și mai luat mâine. Asta am spus și eu, a venit și m-a luat. M-a tras așa. Și nu ți-am tras. Lasă-mă că vorbim mâine. Dacă vreau să te trag, trebuie să fac cu ei. Păi, Aurora, dar despre ce vorbim? Ți-am spus să mă lași, că vreau să mă duc să mănânc. Ești foarte mincinoasă, păi, băi, urmezi la mama mea, ești... Nu, te rog, nu mai Doamne, știu, mai Aurora, păi nu, rog. Păi n-ai cum. Adelina, mergi cu ele și mănâncă și vorbesc mâine dacă mai întâi am zis, nu, dar am zis că vorbesc mâine, am zis, eu mergeam și era în spatele meu. Dacă e adevărat, eu plec capul în jos în fața ei. Eu te înțeleg, dar lăsați și echipa să mănânce, să-și vadă de treabă, nu-i mai zăpăciți și în pauză, faceți și vă la fel. O zăpăcesc eu când ajung acasă. Vă rog, Aurora, e foarte urât ce faceți, încetați, vă rog. Ce faci tu acum e de șoc? Du-te, pa! A, ce faci tu acum e de șoc? Omul ăsta nu ți-a zis... Bine, ok! Băi, n-ai rușine, bă, fata, da, n-ai educație și n-ai busit. Dar cum e să te simți sifonar acasă, te întreb? O, dar ce bine mă simt sifonar acasă! În momentul în care vor fi aduse dovezi, vei pleca capul. Deci exact! Nu ai negat chestia asta. Andrei, țin-o! Stați la masa, tăcerii, că vorbește șefa voastră acum. Lăsați-o să vorbească. Poate șefa ta... Patrocle, ești tu, mă? Nu mai vorbi mie așa! Dar cine ți-a... Dacă mă apuc de tine, ți-a nu mai șopin... termin. Oh, no! Hai că te-a... Și... Ia, să te ferească de mine, Dumnezeu să, de să cază la nivelul la care te vezi! Că mâine, poi mâine pleci acasă și mie că România nu mai ești aici. Oh. Tot are o limită, da? Așa că măsoară-ți cuvintele, că în casa asta mai stai o lună după te întorci de unde ai venit. Cum ați făcut șmechere peste noapte? Băi, nu! Eu sunt șmecheră de mult, dar nu știi tu. Auzi de tine, lăsați fijele astea de 2 lei. Băi, tu ce vrei să te dai bărbat acum? Ce-ți plac bărbații, ce dragoste cu tine să fac, lasă-te treabă! Ce-a bătut joc viața de tine, femeie, nu trebuie să-mi bat eu! În vedere că în curând vom împlini un an, o să avem un premiu pentru doi dintre voi. Așa
Așadar, în această seară veți vota un băiat și o fată care vor pleca în Republica Dominicană. Să fie acesta votul decisiv. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.